Te salutăm, Raul. Îți mulțumim că ai acceptat provocarea noastră Q&A. Tu ai selectat cele mai interesante cinci întrebări venite din partea suporterilor. Acum a venit momentul să răspunzi la ele. Prima întrebare din partea lui Ionus Crăciun. Care a fost motivul pentru care ai ales să vii la Universitatea Craiova? Știai ceva despre această echipă? Eu un primul contact, enquanto eu încă stau în altă echipă. E, depois continui acompanhando club, acompanhando a história, mi identifiquei. E era o echipă care dava oportunități de briga por títulos și e... conseguir vagas em campeonatos europeus. Dutoionelias, entraba, o que já arrenseou na para tuine qualificação na Conference League com a Universidade Crava. Care crees as são chances para um percurso cada mais longo em copas europeias? Muito importante a equipe conseguir a vaga nas competições europeias, valoriza o clube, valoriza a cidade e acredito que o clube tem uma estrutura e jogadores fortes para conseguir grandes coisas na, na competição da UEFA. Alberto Cristian cu două întrebări într-una. Care este momentul tău preferat din cariera de fotbalist, dar și care este momentul favorit din cariera ta de la Universitatea Craiova, de când ai venit la știința? Dificil să um, un, tive multe bons momente, mas în Craiova gostei mult do primul derby în care participei. David Free, când te bucur mai mult, când marchezi un gol sau când reușești să oprești un atacant care încearcă să marcheze? Sunt două momente bune de fotbal, importante, Mas o principal é marcar, marcar gol, é, é o que deixa a gente mais feliz, apesar de, de ser um defesa central. E última pergunta de parte da Andrei do Andrei Ciochina, qual é a sua opinião o Craiova? Gosto muito da cidade, gosto muito das pessoas, fui muito bem tratado, minha família gosta, então só tenho a dizer coisas boas. Raul, posso te agradecer e te desejo muito, muito sucesso. Muito obrigado, meu